Deschidem cuvântul Domnului la cartea lui Iosua, capitolul 14. Citim de la versetul 6 la 14. Iosua, capitolul 14. De la versetele 6 la 14. Pagina în Biblie 248. Ascultăm cuvântul Domnului. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Efune, chenizitul, i-a zis: știi ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine la Cades Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea ca să-i scodesc țara. Și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am rămas în totul în calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum, iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise, am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimii și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi zgoni, cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Efune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel Caleb, fiul lui Efune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin. Ce istorie frumoasă! Ce istorie cunoscută de către poporul Domnului, de către cei obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturi. Iosua, Caleb și Moise sunt personaje din istoria biblică asupra cărora avem o obligație morală și spirituală să stăm cu atenție, să medităm și să învățăm de la ei. Așa cum în această biserică nădăjduiesc că se cunoaște acum, și ca să se cunoască mai bine am să amintesc din nou, chiar dacă timpul este puțin înaintat și vom depăși ora 8. Caleb, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este un personaj aparte. Caleb face parte din acel program al lui Dumnezeu, potrivit căruia orice lucrare pe care Dumnezeu o face, o face pe baza a doi sau trei martori. Țineți minte acest principiu. Orice lucrare pe care Dumnezeu o face, o face pe baza a doi sau trei martori. Și lucrul acesta trebuie să fie respectat și în Israel și în biserică. Dacă vii cu un cuvânt, vii cu o concluzie, vii chiar cu o acuzare, de exemplu, împotriva unui păstor, pe baza a doi sau trei martori. Dumnezeu a descoperit istoria mântuirii pe baza a doi martori: Israel și neamurile. Israel și neamurile. Din generația capabilă să se înroleze în armată
și care în Israel era între 20 și 50 de ani. Generație care a ieșit din robie egipteană și mergea spre Canaan. Din pricina neascultărilor și a rebeliunilor, a murmurelor în pustie, din pricina faptului că au muiat inima poporului că vor putea cuceri Canaanul, când 12 spioni, 12 reprezentanți ai fiecărui trib s-au dus să cerceteze, să îi scodească Canaanul, câte unul pentru fiecare seminție, când s-au întors înapoi, Caleb și Iosua au spus, putem să batem Canaanul. 10 din celelalte triburi au spus, nu se poate bate Canaanul. Și datorită acestui fapt, că inima poporului a fost muiată ca să obțină biruința și binecuvântarea Domnului, Dumnezeu s-a mâniat pe această generație și a spus, în Canaan veți intra numai după 40 de ani. Toți oamenii de război, de la 20 la 50 de ani, vor pieri aici în pustie. Vor rămâne doar doi din această generație de luptători care au ieșit din Egipt. Cine sunt? Iosua și Caleb. Dar ceea ce puțin se cunoaște și puțin se spune este acest lucru, că Dumnezeu face toate lucrurile pe baza a doi sau trei martori. Și istoria mântuirii este revelată lumii pe baza a doi sau trei martori. Caleb nu este evreu. Caleb este dintre neamuri, e de-al nostru. În Canaan au intrat doi, un evreu, Iosua și Caleb, neamurile, pentru că și în împărăția eternă lui Dumnezeu vor intra Israel și biserica. Că este dintre neamuri, observați că îi spune Caleb, fiul lui Efune, chenizitul. Dacă vă uitați cu mine în Sfânta Scriptură, frați și surori, doamnelor și domnilor, în Geneza, capitolul 36, uitați cine este Kenaz. De-aia spune chenizitul, a lui Kenaz. Iată spița neamului lui Esau, tatăl edomiților din muntele Seir. Deci, Caleb este edomit. Iată numele fiilor lui Esau. Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau, Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. Fiii lui Elifaz au fost Teman, Omar, Zefo, Getam și Kenaz. Kenaz. Încă o dată, Kenaz. Caleb nu este evreu. Caleb este dintre neamuri, pentru că Domnul păstrează această mărturie. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Caleb a devenit un prozelit evreu. A îmbrățișat iudaismul. Și Caleb s-a căsătorit cu o fată din Iuda, din seminția lui Iuda. Și Caleb s-a remarcat printr-o credință atât de profundă încât a depășit neamul iudaic, cum biserica trebuie să depășească pe Israel. Și l-a depășit atât de puternic în credință încât Caleb, acest venit în Israel, devine căpetenia tribului lui Iuda. Este neobișnuit ca un neevreu să fie căpetenie în Israel și mai ales în Iuda, de unde este Domnul nostru Iisus Hristos. Caleb devine căpetenia tribului lui Iuda, pentru că s-a întâmplat un lucru, două, pe care le menționez în introducerea mea și apoi intrăm în subiect. Iuda s-a comportat nefiresc. Iuda, căpetenia, fondatorul tribului, a comis un păcat oribil. Incest. Relație sexuală în interiorul familiei, cu nora lui. Iar în cuvântul Domnului este scris în felul următor, ca să vedem cum merge istoria de interesant. Când se va naște în Israel un copil din incest, n-are dreptul să intre în casa lui Dumnezeu în cortul întâlnirii 10 generații. 10 generații. Nici nu are voie să conducă poporul
tribul 10 generații. Prin urmare, în momentul în care Caleb intră în Iuda, Iuda este fără căpetenie. Caleb se remarcă de așa manieră încât devine șeful tribului lui Iuda. Evreii tot n-au înțeles lucrul acesta și la un moment dat s-au grăbit să-și pună un împărat, măcar că Iacob a profețit și a zis că din Iuda va ieși căpetenia, toiagul de cărmuire, dacă vă uitați în Geneza 49. N-a avut răbdare Israel și în a noua generație de oameni trebuiau să treacă 10 generații până când Iuda putea să aibă o căpetenie din Iuda. Și Israel s-a grăbit în a noua generație. Deschideți cu mine cuvântul Domnului la Rut, capitolul 4, dacă puteți să-mi puneți și pe ecran acolo ca să mă ajutați. Și să vedeți cum se face istoria, să vedem cum se face istoria, să vedem cum lucrează Domnul și cum are răbdare Dumnezeu cu noi, cu fiecare, ca apoi noi să învățăm pocăința și să ne apropiem de Domnul așa cum trebuie. Suntem în Rut, capitolul 4, versetul 18 la 22. Iată sămânța lui Pereț. Deci este prima generație, Pereț, 1. Pereț a fost tatăl lui Hetron, 2. Hetron a fost tatăl lui Ram, 3. Ram a fost tatăl lui Aminadab, 4. Aminadab a fost tatăl lui Nahshon, 5. Nahshon a fost tatăl lui Salmon, 6. Salmon a fost tatăl lui Boaz, 7. Boaz a fost tatăl lui Obed, 8. Obed a fost tatăl lui Isai și aici Israel a încurcat-o și a pus un rege. Isai este tatăl lui David. Abia cu David a putut Iuda să aibă căpetenie. Abia cu David. Era a 10-a generație de la cel păcat monstruos, incest, a lui Iuda, fondatorul dinastiei. Caleb însă se remarcă prin aceea că viața lui sfântă, aparte, îl face să fie căpetenia tribului, căpetenia seminței lui Iuda și să ne lase o pildă de credință tipică bisericii. El este o mărturie pentru biserică, el este o mărturie pentru noi, pentru neamuri. Și cum am spus, este un fel al lui Dumnezeu de a lucra pe baza a doi sau trei martori. Doi sau trei martori întotdeauna. Vă aduc aminte să nu uitați lucrul acesta, chiar și când și-a ales Domnul Iisus Hristos cei 12 apostoli. 10 sunt evrei și 2 sunt dintre neamuri. 10 sunt evrei și 2 sunt dintre neamuri. Pentru că 10 este numărul lui Israel, de la cifra 10, decalogul, 10 porunci, iar cifra bisericii este 2, când se adună 2 sau 3 numele meu sunt de față. Iar cei 2 dintre neamuri sunt Simon Cananitul, pentru că de aia îi spune Cananit, că nu-i din Israel, ca și cum ai zice Lazar Gălpăianu, nu că eu sunt din Gălpăia. Așa. Și cel de-al doilea, cine este? Iuda Iscarioteanu, prietenul dumneavoastră. Este Iuda Iscarioteanu, prietenul nostru. Așa. Pentru că, așa cum știți sau cum ați uitat, probabil vă aduc aminte, în limba ebraică când spui din, sunt două expresii. Este iș și este min. Iș și min. Expresia min sau din este folosită când faci referință la un oraș din interiorul lui Israel. De exemplu, este Miriam min Magdala, Maria din Magdala și s-a făcut Magdalena, pentru că s-a combinat min cu Magdala, min Magdala. Dar dacă orașul este din afara lui Israel, nu se mai folosește min, se folosește iș, ca să-ți dai seama despre ce oraș este vorba. Și atunci este Iuda Iscariot sau Cheriot, pentru că erau două orașe cu numele de Cheriot în Israel, în Orientul Mijlociu pe vremea aceea. Era un Chiriat în Israel sau Cheriot și era un Chiriat în Edom. Ori din moment ce este Iuda Iscariot, automat
Cine cunoaște limba ebraică își dă seama, este Iuda din afara lui Israel, este edomit, este din Esau, ca și Caleb. Probabil că Iuda era neam cu Irod. Bun, ne întoarcem la ale noastre. Am vrut să știm lucrurile acestea pentru că de aici trebuie să învățăm niște fundamente mari pentru credință. Caleb a intrat în Canaan acum. Caleb a așteptat 45 de ani ca să pună mâna pe binecuvântare. În această seară aici în Biserica Emanuel și în ziua de astăzi pentru dumneavoastră la internet vorbesc cu unor oameni care așteaptă poate de o săptămână, de o zi, de un an, poate de 10 ani să pună mâna pe binecuvântare. Și-au pierdut toate răbdările, toate speranțele. Caleb este o pildă și pentru Israel și pentru noi neamurile, că e al nostru. Nu și-a pierdut răbdarea, nu și-a pierdut credința, n-a pierdut nimic, nici vigoarea, ca să intre în posesia binecuvântărilor. De aceea, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj în care să învățăm și noi. Mesajul se intitulează Credință pentru Canaan. Credință pentru Canaan. Și haideți împreună să vedem, în primul rând, credință și cuvânt. Credință și cuvânt. Cum este credința aceea care te face să intri în posesia Canaanului? Cum este credința lui Caleb care l-a făcut să intre în posesia binecuvântării? Să pună mâna pe munte. O credință care nu l-a părăsit 45 de ani. O credință care, și vă rog să asculte tineri acum, o credință care nici la 85 de ani nu este rușine să cânte în cor sau în orchestră sau în fanfară. Pentru că l-auziți cum spune Caleb. Sunt tot așa de puternic și la 85 de ani să mă puneți în fruntea voastră. Nu este vorba să fie liderul lor acum, ci este vorba să stea în fruntea lor să cânte, să conducă închinare. Să lucreze cu ei, să le dea o pildă că se poate face. Ne-am căsătorit și acum suntem bătrâni să cântăm în cor. Bătrâni să cântăm în fanfară, dar nu-mi stă mie bine să mă duc acolo. Bine că stă bine să te duci în altă parte. Nu stă bine să te lauzi pe Domnul? Nu stă bine să cânți laudă lui Dumnezeu? Nu stă bine să mergi la rugăciune? Stă bine să mergi în altă parte? Să vorbești alte lucruri? Să cânți altceva? Să intri în alte locuri? Este nevoie, ca și în cazul lui Caleb, de o credință aparte. Și dacă vă veți uita cu mine în cuvântul pe care l-am citit în această seară, cuvânt pe care îl cunoaștem așa de bine cu toții, credința lui Caleb este zidită literalmente, punct cu punct, pe cuvântul lui Dumnezeu. De 5 ori în pasajul acesta, expresia lui Caleb este după cum a spus Domnul, după cum a vorbit Domnul, după cum a dictat Domnul. El nu face nimic în afara cuvântului lui Dumnezeu și de aceea pentru că stă pe cuvânt, credința lui este o credință care durează și este o credință care lucrează și la 85 de ani. Și uitați-vă cu mine la aceste aspecte, pentru că cum a spus Domnul apare în Iosua 14:6, 14:10, 14:10b sau partea a doua, 14:12a și 14:12f. Cum arată această credință? Dacă de 5 ori spune, are 5 caracteristici distincte. Am să le enumer pe scurt ca să nu mergem prea departe. În primul rând este o credință care asociază. Este o credință care asociază. Versetul 6c. Caleb a zis, știi ce a spus Domnul? Observați că întotdeauna folosește această expresie, pentru că el nu face o credință pe povești băbești. El, credința lui este pe ce a vorbit Dumnezeu. Și o credință care nu e născută din cuvântul lui Dumnezeu este religie, este idolatrie, este păgânism, este politică de Washington. Dar nu e credință. Este ecumenism, dar nu e credință. Este de la ONU, dar nu e credință. Orice face Caleb, este, zice, cum a spus Domnul? Știi ce a spus Domnul lui Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine? Caleb
posedă o credință care asociază. Observați cum vorbește. Știi ce a spus Domnul lui Moise? Pentru că el asociază credința lui cu cea lui Moise. Și mie, cu 40 de ani în urmă. Trăim într-o societate și într-o lume în care această formă a credinței este exclusă din biserică. Este exclusă din biserici. Suferă foarte mulți de sindromul Ilie. Care este acest sindrom? Doamne Dumnezeule, n-a mai rămas nimeni pocăit în pocăință, credincios în pocăință, numai eu. Toți ceilalți s-au dus. O credință curată, ca și a lui Caleb, care a moștenit Canaanul, care a biruit muntele în Canaan, care a biruit urieși în Canaan la 85 de ani, este o credință care asociază. Este o credință care îți dă voie cât de pocăit vei fi tu și de sfânt vei crede să te poți ruga cu mine. Ai auzit bine? Să te poți ruga cu mine. Nu să stai cu mâinile pe piept ca și când te pune în sicriu și să spui, eu la biserica aceasta nu mă pot duce. Unde te duci? Cu biserica aceasta eu nu pot să cânt. Cu tinerii aceștia eu nu mă pot asocia. Bine că te asociezi cu barul și cu discoteca. Credința Caleb este o credință care asociază. Domnul ți-a vorbit, mi-a vorbit mie și a vorbit lui Moise. Și a zis, voi doi puteți birui, voi doi puteți conduce poporul acesta. Voi doi puteți intra în Canaan, voi puteți zidi Canaanul, voi puteți nimici urieșii din Canaan, voi doi puteți face minuni cu Dumnezeul vostru, voi doi puteți face diferență în Israel și cu Iosua. O credință care asociază. Frați și surori, doamnelor și domnilor, și tuturor bisericilor care ne urmăresc și ne ascultă pe internet și fac aceasta apăsat. Dacă ești în o biserică care îți spune că nu te poți ruga cu o cealaltă biserică și este la tine în oraș, și dacă păstorul se ridică la învolul bisericii pe care o păstorește și spune să nu mergeți la biserica aceea, aia toți îți glumești și toți îți lepădați. Schimbați-l, Domnule, schimbați-l, că nici de cioban nu-i bun. Dragostea lui Hristos ne strânge, nu ne împrăștie. Ne adună, nu ne fugărește, frați și surori. Ne învață să lucrăm împreună. Credința lui Caleb este o credință care asociază. Te poți ruga împreună, poți avea părtășie împreună. Nu te poți vedea numai pe tine sau numai pe mine. 2. Este o credință care vede. Este o credință care vede. Versetul 10 din Iosua 14, 10 partea 1. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață și auziți-l pe Caleb. M-a ținut în viață, ce spune mai departe? Cum a spus. Pentru că el nu are credință pe povești, el are credință pe cuvântul Domnului. Este o credință care vede. Frați și surori, doamnelor și domnilor, sunt viu pentru că Domnul a avut grijă de mine și văd lucrul acesta. Am familie încă pentru că Domnul a avut grijă de mine și de aceea am familie. Am sănătate pentru că Domnul a avut grijă de mine și de aceea am sănătate. Încă pot să umblu pentru că văd că Domnul îmi poartă picioarele. De la El am viața, mișcarea și ființa. De la El am pâinea cea de toate zilele. De la El am slujirea aceasta. De la El am chemarea. De la El am bucuria mântuirii. De la El am bucuria Duhului Sfânt. De la Dumnezeu avem toate lucrurile. Dacă nu vezi, credință oarbă. Ai credința lui Nebucadnețar, care s-a umflat în pene și a zis așa, nu este acesta Babilonul pe care eu mi l-am făcut? Și cât a durat? A început să pască, să-i crească unghii și să-i crească părul. Este o credință care vede, credința care moștenește Canaanul vede. La 85 de ani, Caleb spune, cum a zis Domnul, că mă păstrează până la bătrânețe, intru în Canaan și pun mâna pe munte, eu văd lucrul acesta. De aceea sunt tare, pentru că Domnul m-a păstrat.
De aceea merg încă, pentru că Domnul încă îmi poartă picioarele. Mai am un pic de reumatism, mai am un pic de artrită, mai am un pic, dar încă umblu, Domnul este cu mine. Poți să vezi lucrul acesta? Poți să vezi că Domnul e cu tine? Nu am zis reumatismul, am zis că poți să vezi că Domnul e cu tine? Puteți vedea, nu? Ok. 3. Este o credință care certifică. De 5 ori spune, cum a zis Domnul, certifică. Versetul 10b sau partea a doua și 11. Ia auziți-l. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul. Iar este pe cuvântul Domnului. Astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să fiu în fruntea voastră. De aceea spuneam la început, pentru tineri, pentru cei ce s-au căsătorit recent, de aceea spun pentru cei ce stau în spatele adunării și spun că n-au nicio chemare. La 85 de ani, Caleb nu este prea bătrân să stea în cor, să stea în orchestră, să stea în fanfară, să vină marți la rugăciune, să vină joi la biserică, să vină dimineața și să vină seara. El nu este prea bătrân și să poată să meargă și să zidească ceva pentru Dumnezeu. Nu este prea bătrân să se urce pe munte. Nu este prea bătrân să înfrunte un uriaș. Nu este prea bătrân, pentru că nu merge să se bată cu oamenii, ci se pune pe genunchi și în credință, ca și Iacov odinioară, se roagă până când Dumnezeu îi dă biruință. Cântă laudele lui Dumnezeu până când Dumnezeu se coboară și demonii sunt puși pe fugă. La 85 de ani. Nu este greu să lucreze. Și de aceea apelez la această biserică, apelez la cei ce suntem membri în această casă de rugăciune, apelez la dumneavoastră care vă închinați și vă ne urmăriți la internet. Dumnezeu se bucură de o biserică, de oameni care lucrează, nu de oameni care spun, nu-i pentru mine, nu-i pentru mine. Sigur, nu trebuie să ne umflăm în pene și să spunem, pentru mine este, știu eu, să zbor de pe acoperiș. Nu te pune nimeni să zbor de pe acoperiș. Dar cred că este pentru tine să vii la rugăciune. Cred că este pentru tine să-ți pleci genunchi în fața lui Dumnezeu. Cred că este pentru tine să stai în post și rugăciune. Cred că este pentru tine să spui bună ziua la semenul tău. Cred că este pentru tine să vorbești de bine pe semenul tău și să nu bârfești. Cred că este pentru tine și este pentru mine să trăim în pace unii cu alții. Cred că este pentru noi să alergăm după pace, nu să alergăm de ea. Amin? E pentru noi. E pentru mine. Caleb certifică. Na, certifică-ți credința. Certifică-ți credința. Lucrează. Umblă. Aleargă. Zidește. Luptă. Înfruntă. Pentru că el așa spune. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul. Și sunt tot așa de tare, sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot putere, tot atâta putere cât aveam atunci. Fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. O, glorie Domnului! Mulțumim Domnului pentru oameni ca și Caleb, pentru pilda lor. 4. Este o credință care are perspectivă și curaj. Este o credință care are perspectivă și curaj. Uitați-vă la partea întâia versetului 12 din Iosua 14. Dăm dar muntele acesta, ce zice mai departe? Care munte? Despre care a vorbit Domnul. Pentru că el nu face nimic în afara cuvântului lui Dumnezeu. Cu 45 de ani în urmă i-a vorbit Domnul și a spus, vei intra în Canaan, piciorul... Locul pe care va călca talpa piciorului tău, ăla va fi al tău. Ai călcat pe munte, pe Hebron, ăsta e al tău. Dăm dar muntele acestea despre care a vorbit Domnul. Este o credință care are perspectivă. De aceea Caleb nu este un om care se intimidează. Nu este un om care se înfrică. Nu este un om care să dea înapoi. Nu este un om care să-și pună mâna în sân și să zică, acum nu mai pot, sunt prea bătrân. Dacă și-aducea și Domnul aminte de mine, poate cu 20 de ani în urmă. După 45 de ani, la 85 de ani, ce să mai fac la 85 de ani? Dă-mi voie să te întreb, ce ai să faci o eternitate? Ce ai să faci o eternitate dacă la 85 de ani nu mai poți face nimic? Sigur, intrăm într-o condiție nouă, nu? Nu mă înțelegeți greșit.
Este o credință care are perspectivă și are curaj. Munții nu sunt o problemă pentru Caleb și nu trebuie să fie o problemă pentru tine și pentru mine. Problemele care le întâmpinăm nu trebuie să fie probleme. Am citit despre acest lider creștin penticostal, îl cheamă Howard Alfred Carter. A trăit între 1891-1971, 80 de ani. În Anglia este fondatorul mișcării, printre fondatorii mișcării penticostale engleze, s-a convertit la penticostalism în anul 1915. Dacă vă uitați într-o enciclopedie a mișcării penticostale mondiale, veți găsi mult scris despre Alfred Howard Carter. În anul 1917, Carter a fost închis de către guvernul englez pentru că nu a vrut să participe la primul război mondial. A refuzat pe motive de conștiință, așa cum se numește astăzi în termen modern, conscientious objector. Deci, a refuzat. Și spune că l-au închis într-o celulă de beton foarte rudimentară. Este documentat lucrul pe care vi-l spun, într-o celulă de beton foarte rudimentară, care de asemenea era crăpată deasupra și îl picura într-una apa. Și era un chir și iarnă și frig, picura într-una. Și Howard Carter s-a plâns mereu înaintea Domnului: Doamne, ai milă de mine, să mă mute de, nu-l auzi nimeni, să-l mute, nici să-i dea de mâncare. Dar într-una din zile Howard Carter a zis: Doamne, dar pe mine m-a închis aici pentru tine. Am o rugăminte, Doamne. Fă să se mute apa asta și să curgă în altă direcție, nu să îmi curgă mie în cap aici, e destul că sunt închis. Și în timp ce s-a rugat în felul acesta, a auzit un glas, i-a vorbit Domnul și a zis: eu n-am să mut apa, mut-o tu. S-a speriat pentru că n-a avut o astfel de experiență până atunci. În momentul următor a zis: Doamne, dacă tu mi-ai vorbit, cum crezi tu că pot eu să mut apa, că eu sunt închis aici? Și Domnul i-a vorbit din nou și a zis: să nu-ți fie frică, eu Domnul îți vorbesc. Ai autoritatea numelui Fiului meu, poruncește apei să curgă în altă parte. Howard Carter a zis: apă îți poruncesc în numele Iisus, curge în altă direcție. S-a uscat celula și n-a mai curs nimic la el în celulă. În momentul acela și-a dat seama că are daruri deosebite din partea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și cei ce cunosc și au studiat penticostalismul vor găsi că Howard Carter, alături de Oral Roberts, alături de Donald G, au fost oamenii care au fost folosiți cel mai puternic în mișcarea penticostală mondială de Smith Wigglesworth, în făcători de minuni, pentru că Dumnezeu a lucrat cu ei într-o manieră extraordinară. Nu a fost problemă pe care să o întâmpine, fie din nivel guvernamental, că de acolo încolo au fost invitați apoi de către rege și de către regine, au fost invitați la de prim-miniștri, de președinți, de împărați. N-au fost probleme de care să le fie frică și pe care numele Domnului Iisus Hristos să nu meargă și să le pună la punct, pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu puternic. Însă trebuiește să ai curaj, așa cum spune aici, de muntele acestea despre care a vorbit Domnul. Și despre ce a vorbit Domnul cu tine și cu mine? Și știți despre ce a vorbit? Este vreun lucru prea greu pentru Domnul? Deci dacă nu-i, înseamnă că e pe măsura noastră. E pe măsura ta. Și apoi este cel de-al cincelea aspect al credinței lui Caleb, care a pus mâna pe Canaan, este credința care surprinde și lucrează continuu. Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni pe uriaș, cum a spus Domnul. Este o traducere ciudată aici și mulți care citesc au impresia că Caleb s-a îndoit. Termenul ebraic folosit aici, poate, este conjuncția ulaz, care însemnează următorul lucru. S-ar putea să, deci, din moment ce. Deci, s-ar putea să, deci, din moment ce. Și atunci traducerea corectă trebuie să fie aceasta. Din moment ce Domnul este cu mine, după cum a spus cu 40 de ani în urmă, dă muntele că nu e nicio problemă, câți anachimi o să fie, de atât am grijă. Deci este o credință care surprinde și continue să lucreze. Și Cornilescu are această
posibilitate de a traduce, însă în traducerea din 31 spune în felul următor: dacă este așa, uitați cum traduce Cornelius cu 31, varianta nouă, dacă este așa că Domnul este cu mine, dă-mi muntele că eu îl cuceresc. Și cred că este o traducere bună. În al doilea rând, după ce am văzut credința care intră în Canaan, să vedem credință și caracter. Caleb nu are numai credință, el are și caracter. De fapt, un om fără caracter să nu-mi spună că are credință, pentru că n-are credință. Un om fără caracter n-are credință. Degeaba îmi spui, eu mă duc la biserică, n-ai caracter, ești un om lumesc, ești un om firesc. Un om care crede în Dumnezeu este un om nou, este o făptură nouă. Credem lucrul acesta? Caleb este o făptură nouă, are în el natură dumnezeiască, are virtuți creștine, ca să vorbim în termenii bisericii, are în el roada Duhului Sfânt. Dar ia uitați-vă împreună cu mine la trei aspecte ale caracterului lui Caleb. Primul este sinceritate, versetul 7. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului din Cades Barnea, ca să-i scodesc țara. Și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. El este un om sincer. 10 oameni, 10 lideri ca și el, i-au zis lui și lui Iosua: uite, hai să facem o înțelegere. Spunem că nu se poate. Spunem că nu se poate. Caleb și Iosua au spus nu. Cu noi este Dumnezeu. Da, dar n-ai văzut ce uriași sunt aici? Pentru că vă spuneam în altă parte, asistăm aici la niște progenituri numite Geburim, Nefilim, Urieși. Sunt cuiburi în Canaan făcute de cel rău ca urmare a unor relații nenaturale, relații nenaturale între demoni căzuți și fetele oamenilor, cu care scop ca să împiedice în Canaan, pentru că a vorbit Dumnezeu lui Avram: aici va fi sămânța ta și aici se va naște sămânța din tine care va mântui lumea. Și atunci diavolul și-a luat o măsură și a făcut pochiți, locuri, aici colo, în Canaan, unde a făcut să se nască din aceste uniuni nenaturale de demoni care și-au părăsit locuința și starea lor primară, s-au căsătorit cu fetele oamenilor. Este posibil lucrul acesta dacă Iisus a întrupat și este Fiul de Dumnezeu, nu? Ființă supranaturală, și a luat trup ca al nostru, și diavolul a putut să facă la fel. Și s-au făcut cuiburi în Canaan, gândindu-se diavolul că va nimeri-o, nu știa în care punct se va naște Mântuitorul Iisus Hristos. Și de aceea vă aduc aminte acest mare adevăr și o întrebare pe care ați avut-o deseori pusă și pe care musulmanii o folosesc, și vreau să vorbesc musulmanilor pentru că ne ascultă, m-au abordat câțiva deja în București când am fost acum. Cu respect pentru credința dumneavoastră, în Sfânta Scriptură nu scrie să omor pe semenul tău. Nu scrie lucrul acesta, scrie în Coranul vostru, dar nu în Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură, dacă ați găsit această poruncă, nimicește cu desăvârșire bărbat, femei, prunc și tot ce este acolo, scrie doar în câteva locuri. Și cu ce scop? În Canaan, în câteva locuri, din cele 10 împărății care locuiau în Canaan, Anachimi, Zamzumimi, Emimi, ce se termină în Scriptură, dragii mei, cu Imi, Emimi, Zamzumimi, Emimi, Anachimi, Urieși, spun lucrul acesta. Aceștia sunt oameni nenaturali, jumătate demon, jumătate oameni. Este această corcitură, dacă vreți să folosesc un termen vechi, încrucișare între demon și între oameni, care scop să împiedice nașterea lui Iisus Hristos pe pământ. Și dacă vă uitați, când Iosua a intrat și a cucerit Canaanul, nu peste tot în Canaan Iosua primește poruncă: distruge cu desăvârșire totul. Nu! Din loc în loc. Când ajungea la câte o cetate, acea cetate era coruptă. Erau Anachim, erau Zamzumim, erau Emim, deci erau oameni corupți, oameni nenaturali. La aceștia le dă poruncă și spune: nimicește cu desăvârșire, cu desăvârșire, pentru că ei sunt acei oameni, acele progenituri pe care nu le poți numi nici oameni, nici demoni, și despre care Isaia 26 cu 14 vă spune, ne spune. Vă rog să puneți din nou versetul acela și permiteți-mi să depășesc, am depășit deja ora 8, dar permiteți-mi să depășesc, că și așa n-am fost de mult acasă și vreau să recuperez acum cu dumneavoastră.
sunt aceste lucruri pe care trebuie să le cunoaștem din Scriptură, pentru că altfel acuză pe Dumnezeu că este similar cu Allah și cu Mahomet și că este un criminal cum este Mahomet și cum este Allah. Dumnezeul nostru este sfânt, unde este poruncă de nimicire cu desăvârșire, este numai pentru aceste cuiburi de urieși, corcituri, încrucișări între oameni și demoni, și această încrucișare se numește în Biblie Geborim sau Nefilim, urieș. Uitați-vă, am spus Isaia 26:14. Ca să citim ce scrie acolo și să vă readuc aminte de cuvântul și de adevărul. Ia uitați ce spune acolo. Cei ce sunt morți acum, dar dacă vă uitați în terminologia ebraică, inclusiv în anumite traduceri englezești, veți vedea că în anumite traduceri englezești scrie în felul următor: nefilimii care sunt morți acum. Sau veți găsi traducerea the giants who are dead now. Ce însemnează? Urieșii care sunt morți acum. Deci nu scrie cei ce sunt morți acum, scrie urieșii care sunt morți acum. Deci nu oameni obișnuiți. Nu fiți atenți ce scrie mai departe. Nu vor mai trăi. Sunt niște umbre și nu se vor mai scula. Este împotriva teologiei biblice. Orice mort, frate și soră, trebuie să se scoale. Mic și mare. Oricine trebuie să învieze. Aceștia nu vor mai învia niciodată. Căci tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit și le-ai șters pomenirea. Este un soi de morți care nu se vor mai scula niciodată. Și soiul acesta sunt urieșii, nefilimii, geburimii, despre care vorbește Sfânta Scriptură. Pe aceștia i-a nimicit Caleb și Iosua în Canaan cu desăvârșire. Numai cuiburile acestea, nu toată populația Canaanului. El este sincer și spune că în această sinceritate a spus: putem să cucerim Canaanul, nu contează cât de urieși sunt și cât de mulți, în ciuda faptului că 10 erau împotriva lor. A doua caracteristică a caracterului său este considerație pentru semenii săi. Considerație pentru semenii săi. Caleb știe să fie un om cu considerație, chiar dacă are nepotriviri de idei cu semenii. Ia uitați-vă în versetul 8 cum vorbește. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului. Ce însemnează aceasta? Atât de frumos vorbește Caleb. Nu zice Caleb în felul următor: am fost 12, dar 10 dintre ei au fost niște nenorociți. Niște lepădați. Auziți cum vorbește? Frații mei care s-au suit împreună cu mine. Încă are considerație. Un om de caracter nu este un om care batjocorește și nu este un om care privește de sus. Este un om care are considerație pentru semeni, chiar dacă nu ai potrivire de idei. Dumnezeu poate să schimbe pe oricine. Eu cred lucrul acesta. Și apoi este al treilea aspect, a treia trăsătură de caracter. Este statornicie în mijlocul divizării. Statornicie în mijlocul divizării. Partea finală a versetului 8. Dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și la Caleb este de admirat, frați și surori, doamnelor și domnilor. 45 de ani este statornic. Domnul mi-a spus că îmi dă un munte. Domnul mi-a spus că îmi dă un ținut. Domnul mi-a spus că îmi dă un ținut în Canaan. Domnul mi-a spus că biruim Canaanul. 45 de ani. Și poate că tu te rogi de o săptămână și ai zis: nu mă ascultă Domnul, nu mă mai duc la biserică never ever. Nu mă mai duc la cor niciodată. Nu mai cânt în worship team niciodată. Nu mai duc zecioala la biserică. Nu mai fac nimic. Nu mi-a răspuns Dumnezeu. 45 de ani. Nu spun că se va întâmpla și cu tine, numai după 45 de ani îți va răspunde Domnul. Și ceea ce vreau să spun ție și mie, pentru că îmi spun mie în primul rând, este chiar dacă nu mi-a răspuns Domnul la rugăciune, așa cum nu i-a răspuns lui Caleb, am răbdare cu Domnul meu că știi ce mi-a promis. Cu Dumnezeul tău primești ce ți-a promis. Primești ce ți-a promis. Dar fi o pildă de îmbărbătare, așa cum a fost Caleb. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, credință și cucerire. Credință și cucerire. Trei lucruri, din nou trei lucruri,
l-au caracterizat pe Caleb ca să intre în posesia Canaanului. Și anume, credința lui se bazează și pe o memorie sfântă. Versetul 9. În ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului, Dumnezeului meu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vreau să vă aduc aminte un mare adevăr. Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ este Iisus Hristos. Și acesta care a spus că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, Matei 28,18, este același care în 28,20 a spus: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Aduți aminte de lucrul acesta. Când ești cel mai descurajat, lasă această memorie sfântă a făgăduinților lui Dumnezeu, a prezenței lui Iisus Hristos cu tine și a faptului care putere să controleze toate lucrurile. Și El îți va purta de grijă. 2. Rează să te rezem pe credincioșia Domnului. Versetele 10 la 11 din același pasaj, din Iosua 14, cuvântul Domnului spune: acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când Domnul vorbea Domnului cu Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise, am tot atât putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie să merg în fruntea voastră. Este credincioșia lui Dumnezeu cu tine. Dumnezeu te știe păstra și în final este acționare prin credință. Versetul 12-a: dă-mi dar muntele acesta. Caleb nu s-a îndoit. Dă-mi dar muntele acesta. Eu vreau să intru la lucru, eu vreau să acționez, eu vreau să mă bucur de binecuvântarea Canaanului. În concluzie, poate ești la marginea Canaanului. Și tocmai acum când ești la marginea Canaanului să zici: nu mai merg. Nu mai merg. Am 35 de ani și încă nu m-am căsătorit. Nu se mai poate. Te căsătorești la 45. I hope că nu. I hope că nu. Sănătatea, uite, mi este așa cum este. Familia mi este așa cum este. Mă opresc aici, nu merg mai departe. Lasă memoria aceea sfințită de Duhul Sfânt să lucreze în viața ta. Și adu-ți aminte, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și cel ce spune lucrul acesta nu este Lazar Gog și nu ești tu, este Iisus Hristos. Și același Iisus Hristos a spus: iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Și despre acest Iisus Hristos și despre Tatăl Ceresc și despre Duhul Sfânt, Balaam profetul în vremurile lui bune, numer 23:19, spunea: Dumnezeu nu este un om căruia să-i pare rău de făgăduințele făcute, nici un fiu al omului care să mintă. Oare ce a făgăduit el nu va împlini? Ți-a promis Canaan, îți dă Canaan. Ți-a promis munte, te pune pe munte. Ți-a promis că îți nimicește urieșii, îți bate urieșii. Ți-a promis că îți dă binecuvântări, îți dă binecuvântări. Poate vei zice: sunt trecut de vârstă, mi-a trecut vremea, nu cu Dumnezeu. Nu uita că trebuie să moștenești eternitatea cu Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu n-a terminat-o nici cu tine, nici cu mine. Binecuvântarea este pentru orice vreme, pentru orice moment. Și ziua de astăzi este vreme de binecuvântare. Este zi de binecuvântare. Ne ridicăm în picioare. Stai în fața cuvântului. Stai în fața Canaanului. În fața făgăduințelor pe care Dumnezeu ți le-a făcut ție. O credință specială străbește. Dar o credință care asociază pe frate, care consideră pe frate. O credință care te pune în posesia binecuvântării. O credință care nu-L scoate pe Dumnezeu din ecuație niciodată. Învață de la Caleb, eu am învățat. Cum a spus Domnul? Cum a spus Domnul? Cum a spus Domnul? Cum a spus Domnul? El nu face nimic față de ce n-a vorbit Dumnezeu. Și în această seară ți-am vorbit cum a spus Domnul. Și am vorbit pentru mine și casa mea, pentru tine și casa ta,
pentru familia ta. De aceea aș vrea să te încurajez, încrede-te în Dumnezeu. Chiar dacă au trecut poate 45 de ani și în dreptul tău, nu știu cât a trecut de când aștepți ca Dumnezeu să se îndure de tine și să te binecuvinteze. Dumnezeu nu te-a uitat, nu l-a uitat nici pe Caleb la 85 de ani. Deci, frați bătrâni, bunicilor, sunteți importanți în ochii Domnului. Importanți în ochii Domnului. Copiii sunt importanți în ochii Domnului, tinerii sunt importanți în ochii Domnului, familiile tinere sunt importante în ochii Domnului, fiecare este important în ochii Domnului. Dumnezeu n-a uitat pe niciunul dintre noi, de aceea haidem prin rugăciune să ne punem încrederea în Domnul, în Mântuitorul nostru, să-și aducă aminte de noi în seara aceasta și fiecare din noi să ne dea biruința intrării în Canaan și a cuceririi muntelui care ne stă în față. Amin.